După două săptămâni de izolare, satele Etulia și Cișmichioi din raionul Vulcănești au ieșit de astăzi din carantină. Decizia a fost luată de către Comisia pentru Situații Excepționale în data de 8 mai. Totodată de luni și orașul Glodeni va ieși din carantină după mai bine de o lună de izolare. Chiar dacă unele măsuri privind limitarea răspândirii noului coronavirus au fost anulate, locuitorii celor două sate vor trebui să respecte restricțiile aplicate în toată țara. Astfel, oamenii nu au voie să se afle în grupuri mai mari de 3 persoane și trebuie să păstreze distanța socială de cel puțin un metru. Potrivit autorităților locale, focarul de infecție din cele două sate ar fi izbucnit la o vinărie din Etulia. În total, 77 de angajați s-au îmbolnăvit de COVID-19, dintre care 13 erau din localitatea învecinată, Alexandru Ioan Cuza din raionul Cahul. Potrivit primarului acestui sat, Nicolae Calageoglu, toți cei infectați au fost obligați să se autoizoleze. Acest focar a venit de la vinăria din satul Etulie. Este un sat în vecinătate, la 6-7 km de satul Alexandru Ioan Cuza. Focarul a fost acolo, angajații care au muncit și din localitățile cele Etulia și Cișmichioi din autonomia Găgăuză, iar noi care suntem alături, mulți din locuitorii noștri muncesc în cadrul întreprinderii. Primarul localității ne-a mai spus că până acum 7 persoane au fost vindecate. O pacientă a fost internată la spitalul Toma Ciorbă din capitală, iar o altă femeie care este însărcinată se află la spitalul numărul 2 din Chișinău. A treia pacientă este la spitalul raional Cahul, iar alte două persoane au murit din cauza COVID-19. Este vorba despre o femeie de 80 de ani și fiica acesteia de 57 de ani. Ultima lucra la vinăria din satul Etulia. Alte 35 de persoane din localitatea Alexandru Ioan Cuza sunt la evidența medicului din sat. În prezent, în carantină se află 3 localități. Este vorba despre satul Talmaza din raionul Ștefan Vodă, precum și orașele Ștefan Vodă și Glodeni.